Vrei să vloghez, Felin? Vrei să vloghez? Salutare, salutare, ce faci? Este noapte, acum noi mergem unde? La apartament! Bun, aproape 10 seara! Salut! Bine ați revenit la un nou vlog! Noi suntem super bucuroși, deoarece după o săptămână de căutări, în sfârșit am găsit apartamentul perfect pentru noi. Vă mulțumim că ne-ați ținut pumnii strânși! Mulțumim! Cine mi-a ținut pumnii și a dat like este un om minunat! Felix conduce acum, ne duce acasă. Deocamdată n-am să fac așa, să vedeți exact unde stăm. Trebuie să ne punem la punct toate lucrurile și dacă voi vreți, ne scrieți în comentarii, să facem turul noii locuințe. Oricum, puțin așa când despachetăm, puțin când mai ne plimbăm pe aici, o să vedeți. Am vrut neapărat să filmăm așa puțin prima noapte noastră, ca să avem și amintire, știți voi cum e. Ideea este că noi suntem îmbrăcați așa de vreo săptămână. Mai poate frig. Abia aștept să mă dezbrac de hainele astea. Da, adevărul că și noi, oricât de mult săpun folosește, să mai speli și hainele. Da, deși te schimbi așa în general și faci duș în fiecare seară, aceeași blugi timp de săptămână. Așa că noi mergem acum să ajungem la apartament și după aceea acolo continuăm vlogul. Și mie mi-e foame. Și mie mi-e foame, să știi. Și vreau să mă spăl pe dinți. M-am spălat la miază. Urcăm la noi acasă, urcăm la noi acasă. Sunteți pregătiți? Nu vă arăt tot. Doar așa puțin la intrare. Ce bine este! Hai și tu, Felix, să fim amândoi. Bine ați venit în casa noastră, cea nouă! Eu trebuie să fac ceva de mâncare. Vorbesc serios! Serios! Ce fame? Da, și n-am pâine. Ia zicem puțin cu pâinea. A, da. Am luat o pâine super faină și când am luat-o de pe bancheta de la mașină, s-a rupt punga în două și toată pâinea mi s-a pus pe mașină. Așa că mănânc cu acest biscuit, când n-am cu altceva, mi-este foarte, foarte foame. Asta e prima noastră mâncare în casa asta. Da, hai să vedem ce mâncăm bun. Hai să vedem că mai am doar capăt de foame. Și ție ți-e foame? Da, mai capăt de foame. Mie îmi este o foame de dirigă. Diriga mea era foarte mâncăcioasă, așa că, să ziceți toți, mi-e foame de dirigă. Și eu sunt nevoia să mă spăl pe dinți. Mai pot. Să vă spălați pe dinți, nu celor de focos. Dacă nu vă spălați pe dinți, o să dați bani la torturatori. Persoane care vă cer mulți bani și vă umplă cu mașina în gură. Ah, vă place părul meu? Zici că zic, au, Feli! Ce? M-a lovit. Zici că din clona. După cum vedeți, pe aici pe jos avem o grămadă de cutii. Ia uitați. Cutii. Și apropo, dacă vreți să facem un video când despachetăm cutiile, scrieți un comentariu și dați niște prieteni, ne-au dat niște paste cu ton, cu ceva, cu legume. Ne le-au dat acum seara asta când n-avem ce să mâncăm, cu covrigei și ce mai găsim, un iaurt. Felix e fericit cu caserola lui cu paste. Pui frigider? Uitați, suntem plini de mâncare. Deci frigider. Ăsta e frigiderul nostru, să avem amintire așa, prima dată când era gol. Și aici avem doar plasa noastră cu mâncare. Da, în rest suntem foame în vacanță, pot să spun. Azi că ne punem noi pe gătit. Sper să avem farfurii. Ca să vă întrebați ce mănânc, pur și simplu am niște biscuiți. Cu brânza, mâncarea studentului. Hai să-mi caut și eu loc aici, printre toate cutiile și printre toate plasele. Prima noastră cină în casă nouă. Iaurt. Am luat afel de iaurt. Măsline. Felici, eu n-am pâine? Ba, din pâinea care a picat, am salvat o parte din ea, că uite, uitați cum s-a întâmplat, s-a rupt ăsta în două și a căzut partea asta multă și mi-a rămas puțină. Cristina are pâine și eu mânc biscuiți. Da, dăm pâine dintre asta. Îmi place mie mult pâinea cu semințe. Deci, ați încercat iaurt cu măsline și cu pâine? Să încercați să-mi ziceți dacă vă place. Eu de obicei mâncam altfel de iaurt și e prima oară când mănânc cu iaurt dintre ăsta grecesc. N-am mai gustat iaurt grecesc. E mai găsuț. Deci niciodată în viața mea n-am mai mâncat iaurt dintre ăsta grecesc. Ia vrem. E bun, e cam smântânos. E cam grăsut. Cât ai grăsută? Să ai vreo 5. 10% grăsime! Vreau și cu 5. 10% grăsime, să nu mai mâncați așa ceva. Deci eu mănânc acum, când am de ales, dar după aia nu mai mănânc. Păi smântână. Deci n-am mănâncă smântână. Păi, nu vreau să mănânc smântână. Brânză cu biscuiți, vedeți? Aia vreau să mănânc smântână. Facă smântână. Nu, silueta mea. Ce? Nu-mi era de la Sim. Pune-mi capul ăsta. Este smântână. Aveți grijă de silueta voastră? Era și cu 5, astăzi nu-ți pus cu 10. N-am știut că nu mi-am luat dintr-o asta. Deci nu pot să cred 10% grăsime. Asta cu cât e?
Ăsta e cu 2,8, dar ăsta e urt de oameni normal la cap. Ăla e urt de oameni care vor să se îngrașe. E smântână, nu? Bun, merge. E bun, bun. Trebuie să recunosc că a fost o nebunie săptămâna asta. Ne-am prima dată la B&B, la hotelul ăla. Ne-am pus 2 zile, după ce am mai pus o zi, după ce am mai pus 2 zile, că nu știam. Și de-abia am găsit. O săptămână ne-a luat să găsim. Da, și astăzi am stat la ultima mașină, am mai stat pe la cineva. Și în sfârșit ne-am mutat și noi. A fost o efectivă nebunie, dar nu am mutat. Am zis, nu, vrei mașină? Ne-am făcut o listă, toate lucrurile pe care le vrem. Toate trebuie să se încadreze. Și se pare că s-a încadrat în toate. E foarte bine când aveți niște dorințe să vi le puneți pe listă și să fiți așa cât mai precis și să vorbiți în continuu despre lucrurile alea pe care le vreți. Cât mai optimiști, cât mai plin de viață, să știți că undeva ceva este. Și pregătit pentru voi, adică locul ăsta, noi stăm închiriat acum. Da, da, seama. Locul ăsta trebuia să fie altcuiva și alt cuplu să stea aici și se pare că n-a fost să fie pentru că era al nostru. Da, cumva s-a întâmplat, nu s-au înțeles și am ajuns să fim noi și suntem foarte, foarte fericiți. Așa că dacă mai vreți să facem diferite videouri aici, trebuie să rupeți butonul de copulație, mi-e foame. Eu mănânc așa. Dă pâine, Felix, mi-era pâinea. Nu o pierzi că e singura noastră pâine. Ce? Să nu o pierzi că este singura noastră pâine. Cum e, smântâna e bună? Da, foarte. Bun. O să se pună pe șolduri? Nu știu ce câte chile am slăbit. Da, adevărul că Felix trebuie să pună înapoi pe el. Că a slăbit foarte mult în ultima perioadă. Am slăbit în 6 luni 14 kg, în caz de mă întrebați, acum pun la loc. Oricum, să nu numai fibră și mușcă acum, nu că eram înainte prea gras, dar mă pun înapoi. Cred că am pus un kil. Ai pus în ultima săptămână. BMW, mărjuma, pâine. Am mâncat și noi odată în oraș și ne-am zis, pâine. Adevărul că am mâncat o grămadă de sandwich-uri. În ultima vreme o grămadă de pâine, așa chestii, mâncare uscată. Și abia așteptăm să și noi să mâncăm mai gătit așa. Că e greu nici pentru umuri. Noi mâncăm acum. Suntem rupți de foame. E 10 jumate seara. Da, e 10 jumate seara și am spus că de când ne mutăm aici, o să ne punem să dormim de vreme. Dar, cred că chestia asta cu pusul de vreme o să se pună cam după câteva zile, nu de acum. E trebuie și noi să ne organizăm, că mai avem chestii de făcut. Mm-hmm. Mai avem de aranjat pe aici, am de destule. Deci noi acum stăm printre cutii, facem duș în seara asta. Ne punem la nani, o să vă luăm cu noi în dormitor, să vedeți prima noastră noapte aici. Să vă arătăm așa puțin patul. Mâine trebuie să ne întâlnim de dimineață. Trebuie să ne întâlnim cu proprietarul. Trebuie să mai primim bagaje, că le-am trimis. Și ne ajung aici. Trebuie să mergem noastră să ne cumpărăm mâncare. Mai ne trebuie cablu și de chestii ca să ne putem conecta toate aparaturile. Îi de lucru, trebuie să ne schimbăm o lustră. Uite de mine cât îi. Oricum. Să ne scuzați că noi mâncăm acum și vorbim cu gura plină, dar... Eu sunt de foame. Încercăm să fim cât mai productivi, să și mâncăm și să facem și vlog în același timp. Nu mai am băsline! Viața grea fără băsline. Astea sunt băslinele mele. Dacă ai tu răbdare, trebuie să întind de mână. Știi când e cea mai bună mâncarea? Când ți-e foame. Așa de bună mâncarea când ți-e foame. Dar știi că se zice că cel mai bun bucătar e foamea? Mamă! Numai de asta am mâncat. Vrei noi o mâncare caldă, ceva. Oricum, cel mai mult mi-a fost dor de cocoliș. Mă simt foarte aproape de voi, că n-am calculatorul pus, când fac video-uri cu astea și de asta am avut nevoie. Oricum, noi astăzi am fost în oraș și am dat comandă de un birou pentru cocoliș. O să ne luăm un birou mai mare și mai spațios, așa, ca să ne putem pune toate monitoarele acolo, că înainte suntem super îngrămădiți. Gen monitor peste monitor. Pisina? Da. Asta nu o să le zic în vlogul de mâine. Ai vrut să-l faci surpriză? Da, am vrut să le arăt exact unde pun, dar ok, lasă-i ok. Mersi, apreciez! Da! Mai trimite când ți-ai zis că le-a dat? Nu mai trimite! Oh my god! Ce? S-a întâmplat Felix? Hai să le povestești celor de cocos ce s-a întâmplat. Vezi de mine, nu? Mă gândeam cât timp poți să realizezi. Cât timp poți să-ți apun ce realizezi. Deci pot să spun că pentru mine Judge asta în blabber asta. Nu sunt blabber. Bă, dar nu-i tine, nu. Da, dar de viața ta am așa. Deci Justin Bieber ăsta mi se strânge stomacul, mi se face așa. Deci pot să spun, e ca și cum... Deci imaginați-vă cel mai lucru la extrem, știi? Deci era la televizor o melodie de-a lui ăla Ed Sheeran, parcă se-l cheamă, cu Justin Bieber. Mie îmi place melodia. Și eram sigură să văd, stăteam așa cu atenție, să văd cât timp e al Felix până ce realizează, că
că Justin Bieber cântă, pentru că el tot timpul când aude melodie zice: cine cântă? Cine zice că cântă? Nu-mi place. Și eu zic că e Justin Bieber. Ah, știam eu. Tot timpul se prinde. Ți-a luat cam un minut. Nu, dar m-a pus la treabă și nu prea auzeam. Ideea este că mersi că m-ai lăsat, acum sunt tot agitat și zăpucit. Dar de ce nu-ți place la ei? Ce, care e problema? Pentru că energia lui, starea lui este ca și cum 1000 de profesori pisălogi vor să-ți dea test și te părăsc la părinți. Și o agravezi cu rău de mașină. Așa mă simt. What? Serios? Da. Hai, dar ți-a auzit ce reacție a avut? Și că, oh my god! Deci eu acum mă demachiez pentru că vreau să ne pregătim de nani. Vreau să vă arăt ce mi-am luat eu aici. Cred că, cât timp a trecut Felix de când mi-am luat asta de la Bioderma? Ce anume? Butoiul. Butoiul? Două luni. Deci mi-am luat butoiul ăsta de la Bioderma, vedeți ce mare e. Și uitați, am consumat mai bine de jumătate, deci aproape 3 sferturi. Și e așa de șmecher că doar apeși aici. Și a fost foarte rentabil la preț, nu mai știu cât am dat. 64,54 de lei, nu e așa că e rentabil? Dar nu știu dacă se mai găsește, adică am avut super mega noroc. Și face așa. Suntem în pat, patul e foarte rece, am dat și noi drumul la căldură să se încălzească locuința, că nu prea a fost dat drumul. Suntem cremuiți cu cremă de galbenele, așa pe parte, așa să fim glowy. Tu ești, eu-s perfect natural. Asta cred că o să fie partea mea, nu ne-am hotărât încă. Cred că asta o să fie partea mea și partea de la geamă o să fie partea lui Felix. Ce zici, ești de acord? Mersi, să vină frigul. Testăm așa, să vedem cum îi. E fain așa înăuntru. Asta va fi prima noapte a noastră aici. Am vrut așa să avem amintire, să filmăm special ca să ne amintim. Noi ne punem să facem nani, că sunt mega obosiți, cred că e 11:30. Facem nani de somn. Facem nani de somn. Cred că e cât e ceasul? 11 și un sfert, cred că era. 11 și un sfert. Ideea este că după ce o să terminăm așa de despachetat, de pus toate la locul lor, o să vrem să ne punem de vreme. Da, pentru că ne place foarte mult să ne trezim de vreme, dar nu ne place să ne culcăm de vreme. Pentru că tot timpul ne găsim treabă de făcut. Uitați ce unghii am, trebuie să mă duc la unghii, Felix. Peste două zile am programat. Mergem la unghii. Trebuie să-mi fac unghiile, nu le-am mai făcut dinainte de Crăciun. Și eu trebuie să fac programare la frizer. Vreau să-mi fac o freză din aia de gamier, știi, cât mai stas. Te duci la frizer și spui freză stas? Da, dar ce am pățit cu un frizer din Cluj, așa ceva n-ați mai văzut. I-am dat o poză să mă tundă cumva, cum am fost un timp de un an. El mă tundea cumva. Și am zis, păi de ce mai tuns mal cumva? Pentru că după forma capului tău și așa, nu-ți ieșați așa. Păi și nu m-ai întrebat, mă tuns la sfârșit și după aceea la sfârșit mai încerea, dai și tu bacșiș ceva, un 5 lei, un 10 lei. Cum îți dau 10 lei bacșiș, nebun? Ideea este că te-a tunsat de ciudat, arătai ca unui recin, niciodată nu ai arătat așa. Eu nu am avut curaj să zic. Da, eu după ce am plecat, i-am zis, salut, ne mai vedem, sper să te împiedici pe scări și am plecat. N-am mai fost acolo. Bun, deci Felix o să-și facă freză zilele următoare. Când să-mi fac manicură. Ce culoare să-mi fac unghiile? Vreau să-mi scrieți în comentarii. Să vedem dacă avem aceleași gusturi, că n-am idee. Ne punem și noi să facem nani, nu mai putem de somn, de oboseală. Prima noapte, aici, bai de palma! Uh-huh! Poți să-ți faci unghiile alb de ianuarie. Alb de ianuarie? Alb de ianuarie. Și februarie ce-mi fac? Albastru. Albastru? Albastru de februarie. Albastru, unghi albastru, albastru de vrăjitoare. Deschis așa ușor, un bleu deschis. Ah, un bleu. Când vine primăvara îmi fac... Martie este roz spre roșu. Ok. Nu? Ce mai acolo zic eu. Aprilie mi se pare că e gri. De ce? Mai este galben. Noapte bună! Mie mi-este atâta de frig de nu s-a mai văzut atâta frig. De ce ești atât de friguros, Alex? Că nu știu, că e frig aici în pat. Doamne, dar ce cremuită sunt. Deci dacă ați ști, eu în fiecare noapte mă dau cu cremă de galbenele.
din cap până în picioare aproape. Îmi pare foarte bine că ne mutăm să ne organizăm și noi mai bine să facem video cât mai faine. Asta e perna preferată a Cristinei. Deci eu nu pot să dorm fără perna asta. Trebuie să-mi iau alta nouă, Felix, că asta are 4 ani perna asta. Are 4 ani și nu mai are culori. Ea era verde. Și albul ăsta era mai alb, adică tot o spăl. Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea voastră și ne vedem mâine cu un nou video. Mâine! Pa, pa, pa. Mâine, Felix, mâine! Bine, la Cocolix. La Cocolix ne vedem în fiecare zi. Apropo, și dacă mai vreți story-uri, dă-ți Cocolix. Deci, oameni buni, celor de Cocos, Felix și-a făcut un canal nou, se cheamă Povești Amuzante cu Felix. Și vreau să vă duceți acolo, să vă abonați. Știți ce? Eu am să vă las linkul jos în descriere, să vă duceți acolo, să vă abonați, pentru că el va face povești. Povești din viața bine, lui. Adevăr, nu prea-s povești, dacă sunt adevărate. Da, adică va povesti, gen story time, cu animații așa frumos și lucrează foarte mult la videourile, așa că duceți-vă acolo și abonați. 20 de ore. Pro săptămână ai lucrat la ultimul video. 9 zile. 9 zile. 9 zile. Îmi place de aici cu buzele tale reci. Îmi place când eu mă dau cu cremă pe toată fața. Zice că îl fac usuros. Cleios. Și eu cum mănânc prăjit. Ce știi tu, Felix? Așa se hidratează tenul. Hai să facem nani că mi-e somn. Pa! Pa, pa! Noapte bună! Frig! 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 M-a fost din numele! Felix, ai râs. Noapte bună, cred că v-am zis de 3 ori noapte bună. Pana celor de cocos, noapte bună! Ne vedem la viitoare! Ring!